Și am vrut să zic, mă, nouă moși, am vrut să zic. Alături de Răzvan Rădoi, a.k.a. Rică, Rică fără frică, poate să zică și rândunică și rămurică și răușor, râuleț. Băi, și acum fii atent, intru la întrebări. Mai întâi să luăm întrebările oamenilor de pe Instagram, să vedem ce ne-au întrebat, pentru că noi chiar punem întrebările oamenilor, adică să nu credeți că inventez eu vreun chestionar cu întrebări înainte, nu. Voi ce întrebați aici și considerăm că este util și la obiect, le punem proprietarului. Ceva de genul cu cât consumă, fiind, exact cum v-am explicat în alte materiale Q&A, fiind o mașină de suflet sau o mașină cu care se iese doar de plăcere și nu de nevoie, consumul nu este important. Dar eu totuși iau întrebarea voastră în serios și am să vă răspund. Cât consumă Rică, frate, mașina în oraș și cât consumă afară? Cât să consumă? 5% în oraș? Apară 7, 7,5. Deci depinde. Când o trec pe motorină, consumă și 3. Bun, ia tot bordul, cât are bord? Îl ia. 2,60. Da, îl ia și îl duce. Ce părere ai de Subaru? O părere foarte bună, de asta mi-a luat eu. Am înțeles. Bun. Ce sistem de frânare e montat pe mașină încât să oprească 800 de cai? Sistemul de frânare cu etrier stock. Da. Plăcuțe de frână Carbotec XP12, dacă e cineva curios. Da. Discuri cu miez de aluminiu ca să nu mai transferăm toată căldura către fuzetă și mai departe rulment să avem probleme. Și lichid de frână de curse. Deci suficient. Suficient ca să mă opresc. Unde are limitarea turelor pentru ăștia 800 de cai? 8800 de ture. 8800 de ture. De rotații pe minut. De ce motor mic cu turbo și nu unul mare, nu unul mare aspirat? Unul mare aspirat aș fi vrut, dar n-aveam bani la momentul respectiv. Acum aș vrea unul mare aspirat. Probabil că o să iau unul mare aspirat la un moment dat. Ok. De ce nu-l vedem mai des la evenimentele de drag race? Păi, poate n-au venit suficient de des, nu știu. Vin la drag de 5 ani, 6 ani cu mașina asta. Considerând că, virgulă, cutia de pe Evo e mai slabă decât aia de pe STI, corectați-mă dacă greșesc. Este mai slabă în formă originală. Așa. Ce modificări are cutia pentru a face față puterii? Sau ce cutie e? 2800 pe benzină de stradă sau pe E85? Sau pe ce? Stai puțin, cât? 2, cred că e un 2.800. A, nu, deci am citit eu greșit. Deci ce modificări are cutia pentru a face față puterii? E prima întrebare. Și a doua, 800 de cai pe benzină de stradă sau pe E85? Nici pe benzină de stradă, nici pe E85, pe benzină de curse oxigenată. Pe benzină de curse oxigenată, de curse oxigenată. 800 de cai? Da. Adică OMV nu merge Max Motion. Nu merge cu OMV Max Motion. Așa e oxigenată, dar puțin. Puțin. Asta e puțin mai mult oxigenată, mă rog. Bun, ce modificări are cutia să reziste? Are alte strângeri, pinioanele sunt stock, nu sunt stock din cutia asta, sunt niște pinioane stock de la o altă cutie, un Evo mai vechi. Da. Cu niște pinioane de un Evo mai nou, nu pot să vă spun ce... E secretul casei. Nu pot zic că e secret, dar prefer să nu-l spun și să nu țin pentru mine. Ok. Așa, cu alte strângeri, alea sunt foarte importante la cutia asta de viteze. Strângerea de-aia în formă stock sunt mai sensibile, pentru că strângerea stock e făcută ca să, na, e făcută de anduranță, nu de, adică s-a avut în vedere rezistența lor în timp, rezistența rulmenților, uzuri cât mai mici și așa mai departe. Acum nu e cazul, ne interesează să nu spargem carcasa, să facem altceva. Te întreabă un băiat dacă te dai. It was at this moment he knew. He fucked up. Mâncați-și pula ta! Băi, băiatule, băi, cred că eleronul în cazul ăsta ne ajuta la coborârea de pe pod. Eleronul ne ajuta. Da, omul se dă. Deci nu l-ai întrebat dacă te dă, vă rog eu. Bun, în cât timp ia suta? Sub 3 secunde, minim cronometrat 2.8 pe pista de drag. Cât costă un burduf de planetară? Și omul zice, având în vedere că eu am băgat bani în burduful de planetară cât au băgat alții în tuning.
Deci cât costă un burduf de planetară la euro? N-am schimbat niciodată. N-ai schimbat niciodată. N-am schimbat niciodată. Cum e să conduci ceva ce nu se mai fabrică? Tare. Cum e să conduci 800 de cai? Îmi place. Îți place. Ești mulțumit de ea că a văzut că nu prea și-a lumea? Da. Trage tigaia. De ce 800? 500 erau puțini? Nu erau puțini, dar așa s-a întâmplat, așa a ajuns. Dacă am luat de 500, hai să luăm un pic mai tare. Dacă deja toate piesele țin 900 de cai, ca în cazul de față, hai să facem 800, nu? Câți bani ai băgat în ea? Ești pula! Băi, băiatule, băi! Băi, când mai zici, nu mai, deci când zici că ai cai, ești prost, n-ai cum să zici că ai cai. Eu vând Nissan 200SX dacă vreți. Băi, băiatule, băi. Bun, cât i-ai dat cel mai tare? 300. Atât merge cutia. 300, atâta merge cutia. Așa. La ce pompă de benzină folosește? Două Valbro 450 și n-am niciun colier pe traseu de benzină. Nu, nu, nu. Da. Având în vedere colierul din poză, de la intercooler se refere, mi-a pus poză, se vede colierul din față. Așa. Nu a sărit. Cu ce presiune merge în full boost? 2.8. Cu 2.8 merge în full boost. Așa, bijuterie, cât timp ai investit în ea? Ani mulți. Ani mulți. La 800 de cai cât de des desfaci motorul sau ține? Ține până nu mai ține. Îl desfac la maxim 20.000 de kilometri. Dacă am făcut 20.000 de kilometri, Doamne ajută, și nu s-a întâmplat nimic, îl desfac inspecție iarăși. Dacă, nu știu, la o cursă s-a întâmplat să sar de limitările respective, se întâmple ceva, nu știu. Da. Baia jos, inspectat, văzut. Putem să întoarcem oricând vrei tu. Am făcut drumul ăsta și cu BMW-ul, dar cu asta okay. Ne e și mult mai repede. Ok. Întoarcem aici la unde mamaia. Vrei tu? Unde vrei tu? De câte ori o scoți pe lună de mașină vorbești? Când am timp. Când ai timp. Când am timp, nu știu. Când îți cumperi Subaru? Când o să mă plictisesc de asta, nu știu. Nu știu ce faci. Când o să-i pui cutie crabotată să scoți sub 10 secunde? În curând. Pe Bobby Mom. În curând. E pe stoc. Ce-ți fac sincroanele? Nu prea bine. Nu prea bine. La ce-ți trebuie 800 de cai? Da. Da? Face fața aspacardinul? Băi, eu vă spun că nu face față. Deci dacă aveți probleme și trebuie să luați aspacardin și faceți un rand din ăsta pe drept, așa cu mașina asta, nu face față aspacardinul. La asta îi bagi tot ulei 2T? Nu. Așa? La Caterinca aș întreba de ce nu s-a oprit la 700. Pe bune aș întreba ce urmează când îi rămâne mică. Mașina asta sigur nu va rămâne mică pe stradă. 100% mai mult de atât, n-am cum să conduc pe stradă. Dar la drag s-ar putea să vină altceva cu un motor mare, cum întreba cineva mai devreme. Poate fi folosită daily? Da. După cum se vede. Merg cu ea, merg acasă, mă rog, vecinii. Ce părere ai despre faptul că Mitsubishi aparține acum de Renault și că au renunțat la modelul Lancer? Sper să se implice inginerii de la Renault Sport, dacă tot aparține de Renault, și să facă o treabă bună, că sper să știți. Împreună cu orezarii, prin pe aici, da, unde vrei tu? Toată lumea vrea o tură și dacă îi lași să meargă cu mașina, bănuiesc că nu îi lași. Adică eu îi las, dar strică multe într-o tură. Da. Cineva este curios dacă ți-ai vărsat măcar o singură dată nervii pe un set de gume. Nu. Asta este tot. Astea sunt toate întrebările puse de voi și pe Instagram și pe Facebook. Eu îi mulțumesc, Lurica, și pentru plimbare și pentru senzații și pentru faptul că a acceptat să filmăm mașinile și să ne povestească despre Evo, că asta este principala. Și vouă, dacă v-a plăcut, dați share să vadă oamenii reacția mea dintr-un Evo de 800 de cai, cel puțin. Adică eu cred că gâtul, chiar m-am chinuit să-l țin, n-am reușit. Nu știu ce am filmat, sper să iasă bine. V-am spus, dacă v-a plăcut, share, like la pagina lui Răzvan, RB Auto, întrebări acolo, nu cu cât consumă, întrebări utile și doar construcții super profesioniste. Altfel nu are rost să-i deranjează pe băieți, pentru că sunt și așa foarte ocupați. Exact. Vă mulțumesc frumos!